Binecuvântat să fie Tatăl nostru, Dumnezeul nostru, și Domnul Iisus Hristos și puterea Duhului Sfânt în veci de veci. Amin. Amin. Nu sunt un predicator. Dumnezeu mi-a dat talentul de a cânta și prin harul Lui, de 11 ani, când m-am întors la Domnul prin calea pocăinței, slujesc lui Dumnezeu în bisericile din jurul orașului Deva, învățând copii, tineri să cânte la instrumente și cu glasurile lor. Spuneam că nu predic, nu vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu decât rar. De data aceasta, mă rog ca ceea ce voi spune să fie de folos, în special tineretului, copiilor care au harul să crească în casa lui Dumnezeu și nu s-au întinat cu murdăriile lumii acesteia. Noi care am venit din lume și am trăit mulți ani subjugați de greutatea și povara păcatului, înțelegem de unde ne-a putut scoate Dumnezeu și îndemnul nostru este să nu priviți cu poftă spre lumea aceasta, dragi tineri. În mărturia mea vreau să adeveresc lucrurile acestea. Mărturia aceasta este povestea, dacă vreți, a unei cântări de laudă. Până la vârsta de 38 de ani nu l-am cunoscut pe Dumnezeu. Eram ofițer în Armata Română, chiar până acum 3 ani de zile, când Dumnezeu m-a ajutat să pun pușca jos și să ies la pensie. La vârsta de 38 de ani eram ateu. După cei 8 ani de școală militară în București, unde am învățat Biblia, hazlie și am avut parte de ateism științific, am crezut că Dumnezeu cu adevărat este o invenție a oamenilor, așa cum eram învățați. Și urma la rândul nostru să învățăm ostașii despre lucrurile acestea. Așa cum frații mai în vârstă care ați apucat de ați făcut atunci armata, știți ce vi se spunea. Până într-o zi, când Cel ce este viu în vecii vecilor s-a apropiat cu milă și de viața mea și de sufletul meu. Pe lângă faptul că aveam o poziție oarecum bună în societate, mai aveam și darul acesta de a cânta. Cântam binișor la saxofon, sâmbătă de sâmbătă, duminică de duminică, la chefuri, la baluri, la nunți, cu o formație de băieți, de prieteni de-ai mei din orașul Hațeg, aflat aproape de Deva, unde câștigam la o nuntă cât salariul meu de capitan la armată. Merita să facem acest efort. Era o viață plină de distracție, nu ne lipsea nimic. Până într-o zi, când tocmai în locul acela, în mediul acela vicios în care trăiam, Dumnezeu a găsit cu cale să ne oprească pe toți și rând pe rând, pe parcursul a câteva luni de zile, să ne cheme pe toți și formația sonor din Hațeg să o desfacă Dumnezeu în bucăți și să o recompună cu oameni născuți prin Duhul lui Dumnezeu, care astăzi cântăm împreună în grupul Haru. Despre lucrarea aceasta aș vrea să mărturisesc și să adeveresc că ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos acum 2000 de ani, când era în persoană pe pământ, lucrările Lui, când vindeca orbii, ologii, leproșii și învia morții, lucrările acestea sunt valabile și se întâmplă și astăzi printre noi, indiferent unde, pe rotocolul pământului, pentru că El este același ieri, azi și în veci. Și lucrează cu aceeași putere, mărit să-i fie numele. Veneam de la o nuntă de la Petroșani, într-o zi de duminică la amiază, după ce am cântat de sâmbătă de la amiază, obosiți, cu buzunarele pline de bani, cu capul plin de alcool, așa cum credeam noi că ne șade bine unor tineri la 38 de ani. Ne credeam cineva plin de faimă, de relații, cântam la chefuri, la tot felul de oficiali, de la prefectul județului, colonei și tot felul de ștabi și șefi. Și noi eram acolo între ei,
Toți aveam mașini, apartamente, ne credeam cineva. În drumul către Deva însă Dumnezeu avea să schimbe gândurile noastre despre noi înșine și să ne arate că nu eram cei ce ne credeam. Între două sate am oprit mașina pe partea dreaptă a drumului și ne-am dus în stânga unde era fânul cosit, ne-am așezat în iarbă cu lada de bere între noi. Am început să numărăm, să împărțim banii. Râdeam, spuneam, bancuri și aventurile din noaptea aceea, pentru că la fiecare nuntă noi aveam o comportare care astăzi nu-mi face cinste și nici nu este locul de spus ce făceam noi pe la nunți. Dar atunci acestea erau bucuriile noastre și ne lăudam. Fumam foarte mult, cu țigările în mână. S-a întâmplat însă ceva foarte ciudat. Aici, undeva în adâncul pieptului meu, am auzit un glas, spunându-mi foarte clar, așa m-a prins ca un înfrigurat din creștet și până în tălpi. Auzind glasul acela înăuntrul meu, ridică-te și du-te în partea dreaptă. M-am ridicat speriat în picioare, colegii mei n-au auzit glasul acesta, ei continuau să tragă la bere acolo și petrecerea lor. Ceea ce urmează să spun, să știți că nu era rodul unei halucinații alcoolice, pentru că deși beam foarte mult, ca și ceilalți de altfel, când conduceam mașina, nu gustam alcool. Mi-era teamă de poliție, pentru că între armată și poliție niciodată n-au fost înțelegere bună. Și când ne prindeau băuți, ne aranjau. Așa că nu eram băut. Am dat curs glasului aceluia și am ieșit dintre colegii mei. Când m-am ridicat de jos în picioare, am simțit țigara din mână frigându-mă pe degete. Pentru prima dată fumam la o nuntă 3-4 pachete de țigări. Mi-am dat seama că țigara aceea este o vinovăție și i-am dat drumul, deși abia am aprins-o. Înfrigurat, cum vă spun, am pornit spre dreapta. Am traversat șoseaua pe la spatele mașinii și nu știu de ce trebuia să merg pe câmpul din partea dreaptă a drumului. Doar ce am sărit peste șanțul care delimita câmpul de șosea și în fânul necosit care era pe marginea drumului, mărăcini și buruieni ce erau acolo, m-am împiedecat peste șanț, am sărit din saltul meu cu fluierul piciorului de ceva, de un obiect, m-am lovit foarte tare și m-am prăbușit cu fața în jos, de durere am vrut să înjur pe Dumnezeu, așa cum făceam din orice nimic și cum știți dumneavoastră că fac oamenii, începând de la cele mai mici neîmpliniri. N-am mai făcut-o niciodată de atunci și sunt 11 ani și slăvesc pe Dumnezeu. Ochii mei s-au oprit asupra acelui obiect în care m-am lovit. Era o cruce din metal, o țeavă neagră vopsită, și în mijlocul ei era o plăcuță albă. Este semnul unui accident de circulație unde a murit un om. Sunt pline drumurile țării, ați văzut și dumneavoastră, de asemenea, mărturii. Nu faptul că era o cruce, obiectul în care m-am împiedicat, însă m-a speriat, ci ceea ce am văzut scris pe plăcuța albă din mijloc. Acolo scria Luncan Octavian, născut în 9 februarie 53, decedat în 89, în accident de autoturism. Mă cheamă Luncan Octavian și sunt născut în 9 februarie 53. Întâmplarea aceasta avea loc în toamna anului 90. M-a luat un tremurat
și o groază a intrat în mine și am zis doar atât în mintea mea, extraordinar, ce coincidență! Ce coincidență de nume, de dată, de an, de naștere, extraordinar! Într-o clipă mi-am adus aminte că și eu am avut 7 accidente în cei 20 de ani de când conduceam mașina și nici dintr-un accident nu mi-a căzut măcar un fir de păr din cap. Deși în urmă cu vreo 2-3 ani, de 90, am zdrobit o mașină într-un accident, a trebuit ADAS-ul să-mi dea alta nouă. Nimic n-am mai făcut din ea. Și n-am pățit nimic, nu era mort pe o margine de drum, cum se întâmplase cu tizul acela al meu. Mi-am zis, ce întâmplare cu acest amărât. Dintr-o dată am văzut că în filmul vieții mele care îmi trecea prin față, că în 87 fusesem otrăvit cu ciuperci, am stat 18 zile în spital, din care primele 4 zile comă, în comă între viață și moarte. Când au venit soția cu fetițele la mine, nu le-am cunoscut, n-am realizat, n-am priceput. Așa de era să mor și am scăpat și eram sănătos și mă credeam căpitan în armată, buricul pământului. Eram nimeni într-o margine de drum, putea să-mi fie locul de atâtea ori. În clipa aceea am înțeles că nu sunt cu nimic mai bun decât acel amărât care își găsise sfârșitul în locul acela. Și omul acela nu putea să mă întreacă în răutate și destrăbălare, pentru că n-a fost păcat din lumea aceasta din care să nu mă înfrup din plin, crezând că aceasta este adevărata fericire. N-a contat căsnicie, n-au contat părinți, n-au contat copiii mei. Totul însemna plăcere și bucurie de a trăi tinerețea. Că așa zice toată lumea, n-am fost mai rău decât alții. Am fost în rând cu lumea. Gândindu-mă la lucrul acesta, dintr-o dată s-a făcut lumină în mintea mea, în întunericul din inima mea. Și am înțeles că dacă acela murise și eu trăiesc, de bună seamă că există Dumnezeu și că El ține în mâinile Lui viața sau moartea. Și dacă eu trăiesc, acel Dumnezeu pe care eu mă lăudam înaintea soldaților și a oamenilor, spunând că nu există, acel Dumnezeu putea să mă sfarme și eu să fiu acolo și amărâtul acela să fie viu. Nu era hazard și întâmplare, ci El era adevărat. Când am ajuns cu mintea la gândul acesta și am recunoscut dumnezeirea Lui, din nou am auzit glasul acela vorbindu-mi a doua oară. Astăzi este duminică, ziua Domnului. Tu de unde vii? Nu știu cum să vă spun, glasul acela nu era omenesc. Îl auzeam în adâncul meu, ca un ecou profund, și mă zgâlțiam, mă luase teama. Mi-am dat seama că duminica era ziua lui Dumnezeu. Unii se duceau sau veneau de la biserică în ziua Domnului, dar eu n-am intrat într-o biserică de când am fost copil cu bunica mea, de care tare mă îmbăteam joc când începusem să citesc și să mă deștept, spunându-i, bunică, ce tot te duci cu lumânări și cu dealea la biserică, că Dumnezeu nu există. Și bunica plângea și zicea, copile, dar tu te-ai străcat de cap, școala asta te-a prostit pe tine. A murit săraca și nu m-a văzut întors la Dumnezeu. În locul acela însă mi-am amintit cum îmi băteam joc de ea, căci în ziua Domnului eu eram pe drumuri
beat, veneam de la chefuri și ziceam că asta e tinerețea și fericirea. S-a întâmplat să aud a treia oară glasul întrebându-mă: aceasta este cântarea de laudă pe care mi-ai promis-o cu frica de moarte în sufletul tău în timpul Revoluției? Acesta a fost a treia întrebare pe care Duhul acela din inima mea mi-a pus-o. Și așa, într-o clipă, am înțeles ce se întâmplă, cine e glasul acela. Cum am putut să uit? Că în urmă cu 8 luni de zile, în 89, în zilele acelea teribile, 22-23 decembrie, când era Revoluția în România, încă nu căzuse Ceaușescu de tot, nu era prins. La unitatea militară din Deva, unde lucram, a venit un ordin telefonic cum că unitatea va fi atacată de 30 de elicoptere care erau de ale securității, care vor ataca în forță garnizoana ca să scoată de la arest pe generalii Nuță și Mihalea. Aceștia erau șefii securității statului, poate că vă amintiți din vremurile acelea, care după ce au comandat nenorocirea din 17 de la Timișoara, au fugit. Armata în gara din Deva i-a prins și îi băgase la noi la arest, urmând să vină cineva să-i ducă, să-i judece, să treaba lor. Numai că securitatea veneau să-și scoată șefii de acolo. Comandantul unității noastre era un om, ca toți oamenii, și el s-a temut. Și ca să putem să ne apărăm de 30 de elicoptere care urmau să ne atace din văzduh, a dat ordin ca fiecare ofițer însoțit de un soldat să urce pe acoperișul blocurilor din cartierul care înconjurau cazarma și de acolo să stăm cu pușca îndreptată spre cer. Când vor veni elicopterele, să tragem spre ele. Aveam un pistol cu 20 de gloanțe cu care nici ciorile nu le-aș fi putut speria, dar să mă lupt cu 30 de elicoptere. Tremuram de frică și așteptam clipa. În timpul acesta, tânărul soldat care era pe acoperișul blocului, nu-l cunoșteam pentru că eu eram la fanfara militară și el era la instrucție, un tinerel neînsemnat, nebăgat în seamă vreodată de mine, așa cum sunteți voi mulți tineri frumoși aici de 20 de ani, a venit spre mine și m-a întrebat: domnule locotenent major, eram locotenent major atunci, vă este frică de moarte? Da, mi-e tare frică de moarte. Să spun că sunt viteaz, că nu mi-e frică, ce să spun? Mi-e tare frică de moarte. Domnule, de ce vă temeți de moarte? Și am spus: tinere, am două fetițe mici acasă. Cred că n-am să le mai văd niciodată. Eu astăzi sunt sigur că voi muri. Din văzduh va veni moartea mea. Domnule, nu vă temeți, veniți cu mine. M-a cuprins după umeri, de parcă el ar fi fost ofițerul și eu soldatul. Era aproape copilul meu, că eu aveam 38 de ani. Și m-a luat după el și m-a dus tocmai pe partea dreaptă a blocului, acolo pe acoperiș, unde era postul lui de veghere, eu eram în stânga. Și în timp ce el a stat acolo, el a tot scormonit și a căutat pe sub niște panouri solare făcute pentru încălzirea apei de la soare pe vremea economiilor, dacă vă mai amintiți. A descoperit acolo urma unui coș de fum de pe vremuri, blocul era un bloc vechi, pe care oamenii l-au dărâmat și ca să nu ploaie în clădire, au pus un capac de tablă. El a dat deoparte capacul și mi-a spus: domnule,
nu vă temeți de moarte. Intrați aici, în adăpost, până la umeri și eu vă acopăr cu capacul. Când vor veni elicopterele, nu o să vă zărească, nu o să vă repereze și au să zboare mai departe și se duc la treaba lor. Și dumneata o să scapi cu viață și o să-ți vezi copiii. Așa am vrut să intru în adăpost și când am pășit, am ridicat piciorul să mă cobor în adăpost, m-a oprit un glas, așa un gând, un gând. Și am zis, tinere, dar tu ce ai să faci? Căci nu încăpea decât un singur om, acolo nu încăpeau doi. Era un loc așa de mic, cât o mașină de spălat, Alba Lux. Tu ce ai să faci, băiatule? Domnule, eu am să rămân cu arma afară și am să vă păzesc. Dar când o să te vadă ăia din elicoptere, au să arunce niște bombe pe tine sau altceva. Și tu ai să mori și eu am să trăiesc. Tinere, de ce mi-ai dat adăpostul tău mie? Căci eu nu te cunosc pe tine, nu ți-am făcut niciodată vreun bine. De ce nu l-ai păstrat pentru tine? De ce rămâi cu pușca să lupți ca să scap eu și tu vei muri? Cine te-a învățat să judeci așa? Să-ți dai tu viața pentru mine? Domnule, pentru mine am dat viața pentru aproapele meu. Înseamnă a trăi veșnic cu Hristos. Când am auzit aceste cuvinte, m-am prăbușit înăuntrul meu și într-o clipă s-a dărâmat tot eșafodajul acela de gânduri și învățături nebune pe care le-am gustat și le-am însușit din plin în anii de ateism științifico-fantastic și am înțeles că eu sunt nimeni și tânărul acela este un uriaș. Tot ce am crezut despre patriotism și dragoste de țară și popor și patrie și partid erau povești în fața acelui uriaș. Un tinerel de 20 de ani, care nici măcar nu-l cunoșteam, cum îl cheamă. Copile, cine te-a învățat pe tine să judeci așa, să gândești așa? Frații din biserica din Alba Iulia în care am crescut, m-au învățat din cuvântul lui Dumnezeu, iubirea de aproapele. Și până acum n-am avut prilejul să o fac niciodată. Auziți? Un tânăr de 20 de ani. M-am întors cu spatele spre el și am pășit puțin mai încolo pentru că începuseră lacrimile să-mi curgă pe obraz. Parcă nu mai mi-era frică de moarte. Mi-era o rușine teribilă. Deci mi-am adus aminte cum în urmă, cu vreo 8 sau 10 ani de la acea întâmplare, eram tânăr locotenent, abia venisem din școală, când fiind ofițer de serviciu pe unitate, am controlat soldații din gardă să n-aibă asupra lor băuturi alcoolice, că nu era voie cu armament, cu băutură. Și în loc de băutură, am descoperit în valiza de lemn a unui soldățel 10 hârtiuțe, erau atâta de mari, parcă le văd și acum, pe care scria cu litere verzi, alege viața ca să trăiești. Erau mici tractate creștine, cu care nu știu ce făcea tânărul, ce avea de gând să facă. Dar atunci am crezut altceva, le-am făcut așa toate sul, ca un băț și le-am înțepat așa în ochi și în față
și l-am înjurat de Dumnezeul despre care scria în acele hârtii și l-am înjurat de Dumnezeu și de mama lui și i-am zis să-ți arăt eu ție prozelitism în armată. Și l-am luat și l-am dus la secretarul de partid, care era și el tot așa un viteaz ca mine. L-au judecat și l-au mutat disciplinar la canal, începuse canalul atunci. Acolo erau duși și la mine, la Petroșani, erau duși pocăiții, periculoșii care speriau, vezi, Doamne, vitejia armatei. Dacă aș ști că este undeva în toată țara pe unde mărturisesc lucrurile acestea, întreb, poate vreodată îl voi vedea pe tânărul acela ca să-i cer iertare. Și acum, după 8 sau vreo 10 ani, dacă au trecut, în grozăviile zilelor din decembrie 89, Dumnezeu mă pune față în față cu un alt soldat care este gata să-mi dea viața, să-și dea viața pentru mine, să-mi dea adăpostul lui și să mă păzească cu arma. Așa am simțit să-l întreb, tinere, tu ești pocăit? Da, sunt pocăit. Și a început să zâmbească, nu era frică de mine, nici rușine. Așa mi-a fost de greu și de rușine, n-am intrat în adăpost, era rușine de el. În momentul acela însă, s-a întâmplat grozăvia. Aveam în dotare o stație rusească, IR-111, încă nu erau la modă celularele. A sunat stația aceea și colonelul care ne-a urcat din ordinul lui, am urcat acolo, a comunicat către toți colegii mei care erau pe blocurile înconjurătoare, căci toți aveam stație la noi. Atenție băieți, avea o voce solemnă, au trecut de Sibiu, urmează orăștie Deva. În 13 minute sunt pe noi armați, glonți, pe țeavă. Ce a fost până atunci a fost. Dar acum au început să-mi clănțăne dinții în gură și cred că și pantalonii pe mine dârdeau de frică și am simțit că totul s-a sfârșit. Tânărul soldat mi-a spus, era calm și liniștit, eu eram îngrozit. Am zis, eu acum ce să fac? Și el mi-a spus, așteptați până mă rog eu și Domnul ne va arăta. Îmi dați voie să mă rog, îmi permiteți să mă rog, auzi, eu, nimeni înaintea lui, să depindă rugăciunea lui de un nimeni ca mine. Și am zis, roagă-te și pentru mine. Parcă-l văd cum și-a luat casca de fier din cap, pușca, a pus-o jos, s-a pus așa parcă în patru picioare, în genunchi, pe acoperișul acelui bloc și se ruga. Eu m-am tras deoparte rușinat. Mă uitam spre colegii mei aflați în blocurile vecine și toți erau îngroziți. Unii își făceau la cruci. Eu nu-mi făceam cruce. N-aveam cui să fac cruce. Eram așa de necăjit. N-au trecut decât vreo 2-3 minute și văd că se ridică băiatul de jos. Și vine spre mine cu o față zâmbindă, parcă sfida împrejurarea aceea a morții și îmi spune, Domnule, nu vă mai temeți, căci nu vor veni elicopterele. În scurtă vreme Ceaușescu va cădea, va fi pace în țară, iar în orașul Deva nu se va trage un glonț de armă, nu va muri un om și vom merge acasă și îți vei vedea copiii.
Mi-a venit să sar în sus de bucurie, dar cum să cred eu această premoniție, ziceam eu, a unui soldat de 20 de ani? De unde știi? În timp ce m-am rugat, Dumnezeu mi-a vorbit. Nu, lasă-mă în pace, acum ce Dumnezeu vorbește cu tine, un biet soldat și stația mea rusească, ieri 111, e mută? Cum vorbește Dumnezeu cu oamenii? Da, Dumnezeu a așezat în inima omului un telefon special care se numește Duhul Sfânt. Și prin acest telefon El poate vorbi cu noi oamenii și noi putem vorbi cu El, doar să punem mâna și să ridicăm receptorul și Dumnezeu ne așteaptă. Îndrăzniți, Doamne, erau lucruri mari, cum să înțeleg eu lucrurile acestea? Era o uimire, era o fantasmagorie, nu puteam crede așa ceva, un copil aiurea. Dar ca să înțeleg, în momentul acela Dumnezeu a făcut să vibreze stația. Colonelul, din a cărui ordine am urcat pe clădire, a anunțat cu o voce teribil de fericită: băieți, coborâți imediat, alarma încetează. S-a schimbat planul. Nu mai vin elicopterele. Vă dați seama ce fericire. De pe blocurile vecine, colegii mei au început să strige: ura! Ura! Aruncau căciulile în sus, ca în filmele cu ruși, și eu după ei, ca nătângu. Ura! Ura! Asta a fost mulțumirea. Tânărul soldat și-a împreunat mâinile și a început să plângă în hohote și strigea: aleluia, slavă ție, Doamne, mulțumesc, Iisuse! Și eu, ura, ura. Ce diferență de gândire! Poate că nu înțelegem niciodată. Nu vom înțelege niciodată lucrurile acestea până nu înțelegem mărețul har pe care îl avem, acela de a ne numi copii al lui Dumnezeu. Nu știm noi multe, dar știm ceva, că atunci când El va veni, vom fi ca El, mărit să-i fie numele. În momentul acela, auzindu-L cum plânge și cum zice slavă ție și aleluia, în momentul acela i-am simțit prezența, parcă mă ardea în spatele meu ceva, și m-am întors spre El și L-am văzut plin de lacrimi. Și am simțit nevoia să fac ceva, să-I dau ceva din toată dragostea mea, pentru că El a fost gata să-mi dea adăpostul Lui și să moară pentru mine. Și am căutat prin buzunare după bani. Cred că aveam vreo 20 de buzunare pe la manta, pe la haine. Niciun leuț n-am găsit. Am dat în schimb peste un pachet de țigări weekend. Și când m-am uitat în el, erau numai două țigări. Măcar de-ar fi fost plin. Cum să-I dau Lui două țigări când El a fost gata să rămână cu pușca și să mă apere? Mi-a fost rușine de gândul meu, El n-a știut. Și L-am făcut așa ghemotoc și L-am băgat în buzunar înapoi. Atunci am făcut altceva, am sărit asupra Lui și L-am luat în brațe și L-am strâns. Și fără să judec ce vorbesc, din gura mea au ieșit aceste cuvinte: tinere, să știi că eu sunt compozitor și am scris multe cântări spre slava lui Ceaușescu. Dar îți promit că de astăzi înainte, prima cântare care va ieși din gura mea va fi o cântare de laudă spre slava Dumnezeului tău. Când am zis așa, tânărul s-a aprins tot la față de o lumină și a zis: Dumnezeu să vă ajute
să nu uitați niciodată lucrul acesta, căci nu mie, ci lui i-ați promis, căci el ne-a salvat. Am coborât de pe clădirea blocului și ne-am dus fiecare la treaba lui. Acolo, în fața comandamentului la adunare, colonelul ne-a spus că s-au schimbat planurile și că suntem în așteptarea unui singur elicopter, dar este de-al nostru, de-al armatei, care, într-adevăr, peste 5-6 minute a venit. A venit și i-a luat pe cei doi amărâți de general legați cu cătușe și i-a dus la București, urma să-i ducă la București să-i judece. Deasupra orașului Sebeș, după cum bine știți cei care vă mai aduceți aminte, din greșeală i-a lovit un agheu, un aruncător de grenade. Praf și pulbere s-a ales din elicopter și din general Inuță și Mihalea. Slavă lui Dumnezeu, dar eu trăiesc. Trăiesc prin mila lui Dumnezeu și n-am pățit nimic. Peste câteva săptămâni, soldatul s-a liberat. Îmbrăcat în civil, m-a căutat în birou și mi-a zis: domnul capitan, mă făcuseră capitan că am fost viteaz mare, plec acasă. Poate nu o să ne mai vedem niciodată. Aș vrea să vă întreb, cântarea de laudă, ați făcut-o lui Dumnezeu? Vai de mine, am uitat, n-am avut timp, că sunt foarte ocupat. Eram ocupat să-mi petrec, că am scăpat cu viață și eram fericit, că îndeva să știți că nu s-a tras niciun foc de armă și n-a murit niciun om. Și a fost pace. A avut dreptate soldatul. S-a dus soldatul necăjit acasă. După vreo două săptămâni au venit recruți. Nici nu i-am îmbrăcat bine în haine când într-o zi mă trezesc cu un soldat în fața mea, micuț, de statură și mă întreabă: sunteți domnul Cutare? Da. Aș vrea să vă întreb. Cântarea de laudă. Când l-am auzit, din creșteți și până în tălmi m-am înfrigurat tot, am văzut scena aceea. Am văzut soldatul în genunchi, pe acoperiș, cu casca lângă el, rugându-se. Și am văzut promisiunea pe care o făcusem, de care am uitat. Și numai atât am mai putut să zic: dar tu cine mai ești? Băgase groaza în mine. Eu sunt frate în Hristos cu soldatul Cutare din Alba Iulia, eu sunt din Cugir. Și aflând că o să fac armata la Deva, soldatul acela, fostul soldat, mi-a spus: du-te acolo și altă misiune să n-ai cât stai, decât să-l cauți pe Cutare și să-l întrebi mereu. Cântarea de laudă, cântarea de laudă. Mă chinuia soldatul acesta, de câte ori trecea pe lângă noi, eram în grup, deja începusem cu politica, cu poveștile, trecea, uite așa, țanțoș, bătea pasle de filare cu mână la bonetă, cu privirea în ochii mei și doar cu ochii mă întreba: cântarea de laudă, cântarea de laudă. Lăsam capul în jos rușinat. Altădată mergea cu găleata de gunoi, era de serviciu pe la bucătărie și stăteam în birou și când îl vedeam că trece, că pe acolo era drumul lui, după perdeaua mă trăgeam să nu mă vadă, să mă întrebe. Am ajuns să nu dorm noaptea în pat, de groaza acestei întrebări, de frica soldatului. A dat Dumnezeu însă că era isteț soldatul și l-au luat și l-au dus la școala de gradați la Craiova. Vreo 4 luni am scăpat de el. Am scăpat. N-a durat multă vreme că s-a ridicat și postul Paștelui, s-a ridicat bariera spre destrăbălare, că până atunci oamenii s-au înfrânat. Dar după ce s-a ridicat postul Paștelui, au început balurile pe sate, prin orașe, nunți, chefuri. Și formația sonor din Hațeg
fiindcă eram buni, eram pregătiți, aveam stații bune, tineri în putere. Nu făceam față. Câștigam la o nuntă cât era salariul meu de capitan. Merita. Ce cântare de laudă! Mă sunau vineri seara băieții, salut, mâine avem nuntă în satul cutare. Cât e plata? 7.000. Salariul de capitan 3.500. Dublu. Eram prezent. Așa a durat primăvara, vara, toată. Am uitat de cântare, am uitat de soldați și iată că spre toamnă, acel care nu uită niciodată, să-și țină făgăduința, dar nici noi față de el, promisiunile n-ar trebui să le uităm. Acolo, în marginea de drum, în fața acelei cruci extraordinare pe care mi-a scos-o în cale, prin acea coincidență, dacă vreți, m-a întrebat în pieptul meu, prin glasul lui de 3 ori, aceasta este cântarea de laudă pe care mi-ai promis-o în timpul Revoluției, cu frica de moarte în sufletul tău. M-am prăbușit în fața crucii, în fața acelui film pe care îl revedeam acum, neputincios și rușinat, căci n-am făcut cântarea de laudă și am plâns cum n-am plâns în viața mea. Mă sufocam de plâns și nu în genunchi, pe burtă eram, căci nu mă mai țineau picioarele. Așa de tare plângeam. Colegii mei și-au gătat lada de bere și-au venit spre mașină să plecăm. Când au văzut că eu sunt prăbușit acolo în spatele mașinii, în șanț, unul dintre ei a zis, băieți, ăsta, eu eram șoferul, a nebunit, a băut la volan și s-a îmbătat până a căzut aici, în șanț. Ce ne facem? Bă, tu ești nebun? Și-au venit să tragă de mine. N-au apucat. În momentul în care a zis, tu ești nebun, eu am fost în picioare ca o săgeată, am sărit. Dar ei, când au văzut fața mea desfigurată de plâns, s-au tras înapoi. Ce-i cu tine? Ți-i rău? Băieți, nu-mi e rău. În locul acesta, eu, astăzi, m-am întâlnit cu Dumnezeu. În locul acesta, eu am hotărât să mă despart de voi. Astăzi am cântat ultima dată. Eu mă duc acasă la Deva și mă pocăiesc. N-am judecat ce spun. Neam de neamul meu n-au fost pocăiți. Și am considerat această categorie socială de oameni o categorie inferioară de oameni marginalizați. Aceste cuvinte mi-au ieșit fără să știu, așa cum mi-a ieșit promisiunea cântării de laudă. Colegii mei mi-au spus, ce ai mai nebunit? Altceva mai bun n-ai găsit de făcut? Așa ne-am despărțit. Am venit acasă. Până la Deva conduceam mașina și plângeam. Ei au rămas toți în hațe, eu am venit singur. Când am intrat pe ușă, n-aveam cheie, am bătut și mi-a deschis soția mea, era ceasul, către 2-3 după masă, nedormit de vineri de la miază. Eram schimbat, eram liniștit, plângeam, dar eram liniștit, m-am eliberat. M-am pus în genunchi înaintea ei și am cuprins-o peste mijloc și am zis, Doina, te rog să mă ierți pentru toată suferința care ți-am pricinuit-o în cei 16 ani de căsnicie și pentru toate palmele care le-ai primit pe nedrept. Dar eu de astăzi am hotărât să mă pocăiesc și să-mi schimb viața. Și ea m-a lovit peste frunte și a zis, ce ai, dragă, ai nebunit? Și ea mă făcea nebun. Să înțeleg că tu m-ai înșelat vreodată. Te rog să mă ierți. De astăzi viața mea se va schimba. Să te duci încolo și încolo. Și mi-a zis multe vorbe. A fost un șoc pentru ea. Niciodată nu m-a cunoscut. Pe mine nu m-a cunoscut decât Dumnezeu.
Numai El m-a cunoscut. În rest, am fost o mască, cum sunt toți oamenii fără Dumnezeu. Iertați-mă că, fără să vreau, plâng. N-am nimic părere de rău, nu plâng, pentru că îmi pare rău de lumea aceasta pe care am lăsat-o, slăvit să fie Dumnezeu. Dar mă cercetează Duhul lui Dumnezeu de bucurie, pentru că El m-a smuls și eu n-am niciun merit. Nimic, nimic nu mi se cuvine. În starea aceasta, soția mi-a spus, ești nebun, nu te gândești la copilașii noștri, vor fi marginalizați, te vor da afară din armată. N-am căzut eu cu scaun cu tot, ea fusese secretară de partid pe județ, era șefa peste toată comerțul în județ, era membru în comitetul județean, Ștefan Gheorghiu și alte ședințe și porcării. I-a fost greu când imediat a căzut din funcție și a ajuns vânzătoare la alimentară. A fost un șoc, dar că ne pocăim, că eu mă pocăiesc, asta a fost prea de tot. Asta a fost prea de tot. M-a înjurat ce n-a făcut în viața ei până atunci. Și a spus, pleacă unde vrei, du-te! Și ne despărțim, încheiem mascarada. Am ieșit din casă. Plângeam, altădată i-aș fi tras două palme și așa s-ar fi liniștit. Dar acum n-am mai putut. Mi-era rușine. Am plecat. Unde să mă duc? Am stat pe bancă în fața blocului o vreme. Și dintr-o dată mi-am adus aminte că la scara următoare a blocului meu, un bloc mare cu 6 scări, era o femeie foarte frumoasă, care purta un batic lung, uite, atâta de lung, și tot timpul cu trupă de copii pe lângă ea. Trăgea de copii toată ziua pe acolo, nu știu unde se tot ducea, acum știu. Se tot ducea și venea cu copiii după ea. Și odată, în urmă cu vreo 2 ani, mă enerva baticul acela, ce tot flutura aia steagul ăla. Și într-o zi, ca nebunul, așa știam noi, și să mă iertați că vorbesc lucrurile acestea, i-am zis ceva cu becurile, cu niște porcării care, Doamne, știu că surorile v-ați confruntat de multe ori cu asemenea nebunii. Așa e lumea. Și când i-am zis lucrul acesta celei sfinte a lui Dumnezeu, a izbucnit în plâns și a zis, vai, Tavi, Dumnezeu să te ierte pentru ce mi-ai spus. Să știi că de astăzi înainte am să mă rog pentru tine și pentru sufletul tău. Să știi că pentru asemenea păcate Fiul lui Dumnezeu a fost răstignit pe cruce. Dumnezeu să te ierte. De atunci am ocolit pe femeia aceea și am zis, fanatică nebună. Doar nu era ca celelalte, să-i faci tu un compliment și ea să-ți zică așa ceva. Și acum stând pe bancă în drum, după cearta cu soția, și am zis, unde să mă duc? Parcă Dumnezeu îmi zicea, du-te la sora Doina. Bate la ușă. Dar ce o să zică după ce murdărie am zis eu acum vreo 2 ani? Cum o să mă duc la ea? Și nu știu ce am făcut, m-am trezit bătând la ușa ei. Când m-a văzut, s-a speriat. A crezut că-s beat, că vin iar. Și am izbucnit în plâns. Și am zis, Doina, te rog să mă ierți pentru ce ți-am spus atunci că eram beat. Și astăzi vreau să mă duci acolo unde te duci tu, unde se adună pocăiții, căci eu astăzi mă pocăiesc. A văzut că nu mint, pentru că eu eram cercetat de Duhul Sfânt, eram plin de lacrimi. Și dintr-o dată i s-a luminat fața și a zis, slavă ție, Doamne, că tu știi că de atunci, de câte ori te văd pe aici, prin fața blocului, mă rog pentru tine și casa ta. Așa am ajuns în adunare.
M-a dus așa cum duce mama copilul. Când am văzut adunarea din Deva, pentru prima dată am intrat în casa Domnului. Poate că erau 20 și ceva de ani, 30 de ani de când am intrat, nici într-un fel de biserică. Când am văzut oamenii în adunarea veche din Deva, nu știu dacă știți, era o adunare lungă, mai lungă decât asta și mai îngustă, așa, sute de oameni. Am zis, acum, dacă mă cunoaște cineva, m-am dus pe ultima bancă și m-am băgat între niște bătrâni. Mi-am băgat capul între umeri și am stat să văd ce se întâmplă. N-a durat mult, minunea s-a întâmplat. S-au ridicat toți în picioare și au început să se roage. Ce rugăciune mai era pentru mine? A fost ceva teribil. Când am auzit din stânga mea, bătrânul din stânga, Doamne, te rog să ai milă de conducerea țării, de securitate și de armată, să-i pocăiești pe toți. Când o zis așa, am zis, ăsta mă cunoaște. Am tras urechea la el din dreapta, m-am tras către cel din dreapta. El a zicea, Doamne, te rog să ai milă de toți prietenii care au venit astăzi pentru prima dată în casa ta și să-i pocăiești pe toți. Și ăsta mă cunoaște. Așa m-am speriat. Numai că s-a terminat și rugăciunea și dintr-o dată s-a făcut liniște și tocmai din față, de aici, de la cor, a rămas un glas vorbind, parcă era o trâmbiță, un glas de om bătrân, nu-l vedeam din pricina mulțimii de frați care erau în picioare înalți și nu se vedeau. Glasul acela mi-a rămas pentru totdeauna întipărit în inimă, zicând, ascultă bărbatule care astăzi a intrat pentru prima dată în casa în care se cheamă numele meu. Am simțit că din creștet și până în tălpi încep să fugă săgeți. M-am înfrigurat tot și m-a luat un tremurat. Să știi că eu, Domnul, ți-am dat darul cântatului. Dar tu, ce ai făcut cu darul meu? Ai ajuns să cânți destrăbălării și urăciunii oamenilor veacului acestuia. Eu te-am pus deoparte din pântecele mamei tale pentru o mare lucrare. Eu ți-am fost mamă și tată când erai printre străini. Dintr-o dată am văzut școala militară de la 15 ani, cum ziceau bătrânii, copil de trupă plecat. Părinții mei, la 15 ani ai mei au divorțat. Singur copil la părinți, tata din cauza alcoolului ne-a părăsit. La vreo câțiva ani a și murit săracul. Dumnezeu mi-a purtat de grijă. Eu am crezut că îmi poartă de grijă armata și Ceaușescu. Și acum îmi spune glasul acela, eu ți-am fost mamă și tată când erai printre străini. Mi-am dat seama că așa era și m-a luat un plâns. De cred că deranjam frații din jurul meu. Așa zgomotos plângeam. Și parcă bătrânul m-ar fi văzut, continuă, nu mai plânge. Căci toate lucrurile au vremea lor. Astăzi te-am adus în casa mea, căci voiesc să fac din tine un stâlp al bisericii, ca prin gura ta să-mi proslăvesc numele prin cântări de laude și osanale. Amin. Așa mi-a vorbit mie Dumnezeu atunci. Până la sfârșitul adunării n-am mai auzit cântări, n-am auzit orchestră, n-am auzit predică. Am tot plâns și am tot plâns. Îmi vedeam viața depărtată de Dumnezeu, în destrăbălare și urăciune. Și la sfârșit de tot, am venit când deja frații ieșeau pe ușă, se duceau către casă. N-a fost nicio chemare, nicio invitație ca să ridice mâna. La sfârșit de tot, am venit în față și am văzut pe la cor niște frați mai în vârstă, că eu după glas mi-am dat seama că ăla era mai bătrân și am întrebat, sincer, care este șeful aici? Eu cu șefii eram. Unul cu părul alb, cred că i-a fost milă de mine, nu mai știu astăzi cine a fost fratele acela. Zice, da, poftiți, ce doriți? Domnule, vă rog frumos să mă pocăiți și pe mine.
Eu eram capitan, om cu facultate, om care am citit cărți, multe cărți în viața mea și mă credeam cât de cât un om, să nu zic cult, dar oricum știam câte ceva, nimic nu știam, era vai de mine. Omul acela se uită cu milă și îmi spune, Domnule, noi nu putem pocăi pe nimeni. Pocăința este cel mai mare dar pe care Dumnezeu l-a făcut oamenilor. Și cine aude chemarea pocăinței, nu mai are liniște și pace în viața lui și în așternutul lui, până când nu împlinește ceea ce trebuie împlinit. Noi, oamenii, doar te putem boteza. Cum n-am legat noi cu lanțuri și cătușe pe copiii noștri, pe frați, pe părinți de-ai noștri? Uite așa am târâi orașul tot și am pocăit pe toți. Dar nu putem. Lucrul acesta este chemarea lui Dumnezeu. Este chemarea care nu vine în urechi, în inima omului. Așa mă evangheliza în câteva cuvinte bătrânul acela și dintr-o dată am auzit soldatul, telefonul, din inima omului. Duhul Sfânt pe care Dumnezeu l-a așezat aici și prin care El cheamă oamenii la mântuire. Extraordinar! Soldatul avea dreptate. Iată că Dumnezeu stă de vorbă și cu mine. Suna telefonul, desărea inima în pieptul meu aici. Și am izbucnit în plâns. Așa de fericit am fost. Mulțumesc, am înțeles. Am rămas în casa Domnului și n-a trecut multă vreme. Și cel care are în mâna lui puterea, căruia i-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ, așa știut el să lucreze și în inimioara soției mele. Și a învățat-o să ierte, să iubească ceea ce era vrednic de disprețuit. Și în aceeași apă, în 31 martie, în 91, am încheiat legământ cu Dumnezeu. Am rămas în adunare o vreme, liniștit, dar eram necăjit în același timp că nu știam să cânt. Când cânta biserica, cântau copiii, cântau tinerii, cântau bătrânii, de parcă lua foc poporul și eu stăteam ca mutul în Sion. Ce să cânt? Nu știam să cânt. Cântările Domnului sunt altfel decât așa beau oamenii buni de sâmbătă până luni. Nu se potriveau. Mi-am dat seama că nu sunt vrednic de cântarea de laudă. Într-o zi, un bătrân, lângă care îmi plăcea să stau lângă bătrânii, așa am iubit întotdeauna frații în vârstă, și fratele m-a întrebat, auzi, tot mă uit la dumneata când cântăm noi, de ce nu cânți și plângi? Te-am urmărit eu de câteva ori. Frate, eu nu știu să cânt, deși în această lume îmi câștig pâinea, cântând pentru lume, la armată, doar eu eram șeful fanfarei militare, cântam toată ziua cu tromboalele noastre de răsuna orașul și mă plăteau bine. Iar pentru Domnul nu puteam să cânt. Știi, frate, eu am promis lui Dumnezeu o cântare de laudă. Și Dumnezeu mereu m-a întrebat cântarea de laudă. Și uite că m-am și pocăit și tot nu pot scăpa de cântarea de laudă. Mă apasă mai tare ca oricând. Frate, dar lui Dumnezeu i-ai cerut dumneata cântare de laudă. Păi nu, frate, nu vreau să mi-o dea Dumnezeu. Eu vreau să-i o dau lui, să-i dăruiesc cea mai frumoasă cântare din inima mea, pentru că El mi-a dat totul mie, știam acum. Că mi-a dat pe Fiul Lui, pe singurul Lui Fiu și m-a mântuit. Și eu vreau să-i dau Lui cântare de laudă. El mi-a dat destul, nu mai întrebe și cântare aia. Eu i-o dau Lui, gândeam eu. Frate, noi nu suntem vrednici să-i dăm Lui Dumnezeu nimic. Nici măcar o cântare de laudă. Și cântarea de laudă o primim de la El când suntem curați și pregătiți, Dumnezeu ne dă cântare de laudă, pe care doar noi, numai eu cântăm, dar
dar este darul lui. Am înțeles, de nimic nu-s bun, nici de cântarea de laudă, dacă el nu mi-o dă. Am venit seara acasă, m-am rugat și am zis, Doamne, scapă-mă de povara cântării de laudă. În acea noapte, la ora 3 și 5 minute, a sunat telefonul în inima mea, am sărit în sus, sătul de somn, și am izbucnit în plâns. Am visat cântarea de laudă, n-am făcut altceva decât să o scriu pe hârtie. Pocăință, pocăință, tu ne apropii către cer, unde dragostea e de plină și unde lacrimile pierd. Așa a venit prin telefonul lui Dumnezeu cântarea pocăință, pocăință. Închei mărturia mea, mai spun un pic ce s-a întâmplat cu prietenii mei care au rămas la troaca cu roșcovele până când Dumnezeu, care este neîntrecut în bunătate și în îndurare, a făcut să sune telefonul și în inima toboșarului care bătea bateria formației, Nicu Vinars. Nicu Vinars, după nume, era un om care iubea alcoolul. Când sâmbăta Nicu, scotea în pumn jumătate din nunt afară. Atât era de rău. Într-o noapte, după ce a spart toată casa, agonisea la de-o viață și a tras pe capul soției lui un casetofon din ăla mare și l-a făcut guler. Și a dormit sărmana în niște barăci din fața blocului pe 14 decembrie, desculță. Și casa plină de sânge, pentru că nu s-a oprit până n-a spart geamurile cu pumnii. A băgat groaza în vecin, dar nimeni nu l-a putut opri din nebunie. La câteva zile, omul acesta cade sub binecuvântarea lui Dumnezeu și s-a botezat împreună cu sora Florina. Astăzi sunt administratori la orfelinatul din Oțelul Roșu în Banat și ei se ocupă de copiii nimănui. 150 de copii le spun tati și mami. N-a trecut multă vreme, fiindcă la botezul lui i-a invitat pe toți muzicanții, prietenii noștri. Eu am cântat atunci o cântare, cântarea de laudă, cu care Dumnezeu m-a binecuvântat atunci. Și Titel, Vili și ceilalți prieteni au rămas cuplați la legătura dumnezeiască. Și rând pe rând, la câteva luni, telefon la Titel, telefon la Vili, așa i-a chemat Dumnezeu pe toți. Sunt frați în Biserica Baptistă, dar Dumnezeu, ce credeți, că nu știe să dea daruri tuturor copiilor care îl cheamă, nu iubește pe toți la fel. Dumnezeu i-a botezat pe toți cu Duhul Sfânt și cântăm din nou împreună. Într-o zi, fratele, păstor de la Biserica Baptistă din Hațeg, Mihai Sârbu, poate că unii îl cunoașteți, a trimis după mine la Deva și ne-a adunat pe toți. Era solemn și parcă cercetat, așa înfrigurat. Băieți, azi noapte Dumnezeu mi-a vorbit prin Duhul Sfânt cu privire la voi. Trebuie să vă adunați toți din nou și să formați o formație care se va numi Grupul Harul. Să cântați pentru Dumnezeu și să mărturisiți până la marginile pământului despre ce v-a făcut El vouă. Așa mi-a vorbit mie Domnul. Fratele, unul dintre noi, a zis, dacă este de la Dumnezeu, să ne arate Dumnezeu și nouă. Și-a făcut așa. Și s-a deschis acolo unde scrie. De ce grupul Harul? Căci prin Har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! Noi am vândut instrumentele, Nicu a vândut tobele, Vili a vândut orga farfiza, eu am avut saxofon diamant, era jumătate din argint. Le-am vândut, că am zis că acum dacă ne pocăim, am gătat cu prostiile, gata, ne pocăim. Și uite Dumnezeu, după un an și ceva, ne adună din nou, s-a îngrijit El să primim instrumente.
cum n-am avut și n-am visat niciodată. Ce stație am primit noi, slăvit să fie Dumnezeu, prin mila Lui. Acum mergem din loc în loc și cântăm aproape în toată țara și spunem ce ne-a făcut Dumnezeu. Am vorbit și n-am predicat. Dacă cumva este cineva aici, căruia nu i-a sunat niciodată telefonul în inimă, să știți că dumneavoastră trebuie să ridicați receptorul și așteptați să vă vorbească Dumnezeu. Amin.